Bună ziua, stimați cetățeni și tuturor care, celor care ne ascultă. Mulțumim pentru atenție. Astăzi, alături de colegii mei Dan Perciun și Marina Morozova, prezentăm un proiect de lege foarte important de modernizare a codului muncii. Prin acest proiect ne propunem trei obiective. Unu, să ajustăm și să modernizăm codul muncii la realitățile economice și tehnologice ale secolului 21. Doi, să ușurăm activitatea companiilor private și să-i determinăm să creeze cât mai multe locuri de muncă. Și trei, să creăm un mecanism mai clar de evaluare a performanțelor funcționarilor publici, dar și de concediere în cazul în care aceștia sunt implicați în reguli. De fiecare dată când ne întâlnim cu agenții economici, aceștia de plâng că este greu să găsească oameni la serviciu și unul din motivele pentru care acest lucru este complicat este legislația muncii extrem de rigidă și birocratică. Comunicarea între angajat și angajator acum are loc formal, pe hârtie, schimbările de program de lucru, modificările la contract. Chiar și atunci când există acordul angajatului, se fac prin proceduri foarte anevoioase. Sunt proceduri inutile, care costă timp și bani și care descurajează angajările și procesul de creare locurilor de muncă. În același timp, în domeniul public, persistă problema ineficienței funcționarilor publici. În general, noi credem că angajații la stat, la toate nivelurile, în mare parte, își fac treaba foarte bine, dar există o minoritate dintre aceștia care nu își fac bine lucru, sunt extrem de ineficienți și pe alocuri implicați în acte de corupție. Aceștia afectează reputația instituțiilor publice și rămân în funcție doar din cauza legislației rigide și din cauza unui sistem judecătoresc disfuncțional. Credem că trebuie să existe mai mult respect pentru banul public. Și în acest motiv venim cu modificări și în ceea ce privește evaluarea funcționarilor publici. Noi, în general, ne-am asumat schimbări majore, ca și guvernare, însă aceste schimbări pe alocuri sunt îngreunate de o minoritate de funcționari publici corupți și ineficienți care se țin cu dinții de funcțiile lor. Deci, economia și statul și angajații, atât din domeniul privat cât și din domeniul public, vor avea doar de câștigat de pe urma acestui proiect. Această inițiativă este elaborată pentru a apropia legislația noastră a muncii mai aproape de standardele UE și a Organizației Internaționale Muncii. Îi voi lăsa pe colegii mei să descrie principalele noutăți ale acestei inițiative legislative. Mersi! Bună ziua! Relațiile de muncă reprezintă una dintre cele mai sensibile, importante și prioritare subiecte atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Iar succesul unei afaceri este în cea mai mare parte oamenii care contribuie zi de zi prin competențe și dedicația lor. Din păcate, legislația sectorială conține o multitudine de prevederi învechite, fapt ce creează numeroase provocări și impedimente pentru desfășurarea unei activități eficiente. Modificările la codul muncii vin să modernizeze aceste relații, fiind ghidate de practici internaționale și care se aliniază la cele mai moderne tendințe. Printre modificările care vin să modernizeze relațiile de muncă sunt revizuirea normei prin informarea salariaților printr-un panou informativ cu acces general la sediul unității, care este o abordare învechită, dar și ineficientă. Este evident că, în prezent, furnizarea informației prin mijloace electronice este o soluție mult mai rapidă și eficientă și oferă posibilitatea angajatorilor de a prezenta informația necesară salariaților. Anularea restricțiilor referitor la aplicarea perioadei de probă pentru persoanele angajate prin concurs. Ori, desfășurarea unui concurs la angajare nu permite întotdeauna identificarea tuturor competențelor și abilitățile candidatului, fiind necesară și o perioadă de probă
pentru aprecierea corectă și deplină a capacităților salariatului. O altă modificare ține de introducerea normei privind preavizarea de către salariat a angajatorului despre revenirea din concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului și concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani. Includerea unor termeni rezonabili de preavizare de către salariat a angajatorului privind revenirea din concediu de îngrijire a copilului va crea o previzibilitate atât pentru angajator cât și pentru salariații care activează în aceste funcții. Alte modificări sunt revizuirea metodelor de informare a salariaților despre atragerea la munca suplimentară și creșterea numărul orilor suplimentare. Totodată venim cu micșorarea poverii birocratice la modificarea temporară a repartizării timpului de muncă în cadrul săptămânii. Aceste, dar și alte modificări, vin să modernizeze relațiile de muncă prin adaptarea sistematică și corespunzătoare a cadrului legal, contribuind direct la dezvoltarea unei economii competitive, prospere și crearea condițiilor propice pentru atragerea noilor investiții în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mersi, eu am să aduc câteva completări și pe partea de modificare a codului muncii și în special pe legea 158 referitor la statutul funcționarului public. Deci o altă modificare importantă care noi o facem și o modificare conceptuală ține de articolul 86 care stabilește temeiurile pentru concediere. Astăzi în Republica Moldova este imposibil să dai pe cineva afară pentru lipsă de performanță. Deci nu prevede codul muncii o posibilitate de a face acest lucru și noi îl introducem într-o manieră similară cu prevederile codului muncii din România, în așa fel încât angajatorul, în baza unui regulament intern privind performanța angajatului, dacă angajatul nu îndeplinește obiectivele setate, se poate să îl concedieze. Considerăm că lucrul ăsta este important pentru ca să avem o responsabilizare a tuturor. Productivitatea este importantă, e crucial să avem o economie în dezvoltare și toată lumea să fie responsabilă pe deplin la locul de muncă. În același timp, ținând cont de sistemul nostru judiciar defectuos, de multiplele incidente, când persoane problematice, inclusiv din sectorul public, au fost concediante, dar au reușit să se restabilească prin deciziile instanțelor judecătorești, revizuim procedura de restabilire în general a angajaților care sunt într-o asemenea situație. Deci dacă până acum, ca urmare a deciziei instanței judecată de constatarea concedierii ilegale, angajatorul era obligat să restabilească persoana la locul de muncă, acum ne propunem să-i oferim angajatorului de fapt două opțiuni. Fie să restabilească persoana la locul de muncă, fie să achite o indemnizații de concediere. Aceasta este o practică prezentă și în alte țări și este și conformă convențiilor internaționale a muncii, deci de regulă întotdeauna există această posibilitate de a alege dintre aceste două opțiuni. În cadrul nostru legislativ, până acum ea nu a fost stipulată, noi vrem să o prevedem. Acea indemnizație de concediere va depinde de numărul de luni pe care angajatul le are până la atingerea vârstei de pensionare, în așa fel încât încercăm să ne asigurăm că și angajatul este protejat și beneficiază de o compensație semnificativă în cazul în care totuși angajatorul decide de anumite motive să nu îl restabilească, fie pentru că consideră că decizia instanței judecate este una părtinitoare, evident influențată de un fapt corupțional, ceea ce se întâmplă deseori în Republica Moldova, fie pur și simplu pentru că angajatul de fapt nu corespunde valorilor angajatorului, modalității de organizare a companiei, există un conflict în colectiv și atunci, din anumite motive, deci să nu îl restabilească și are opțiunea de a-i plăti acea indemnizație de concediere. Totodată, în Republica Moldova există o practică nocivă când litigiile de muncă durează ani de zile și la finalizarea celor litigii ele se finalizează cu, spuneam, restabilirea persoanei concediate și cu achitarea salariului pentru perioada cât s-a desfășurat litigiul. Acest lucru stimulează, de fapt, și judecătorul și persoana care s-a adresat în instanță
să lungească aceste litigii în așa fel încât să parcurgă cât mai mult timp, după care angajatorul să fie obligat să plătească mai mulți bani, de fapt, pentru perioada care s-a scurs pentru desfășurarea procesului în judecată. Noi, prin acest proiect de lege, vom plafona suma maximă care urmează a fi plătită la 9 luni de zile, deci salariul mediu net al angajatului pentru 9 luni de zile în asemenea situație. Dincolo de asta, dacă ne referim în special la funcționarii publici, deci noi intervenim cu mai multe schimbări în legea 158. Deci pe legea 158 revedem prevederile legate de evaluarea funcționarilor publici. Astăzi are loc o singură dată în an. Noi ne propunem ca acest proces să fie unul semestrial, din nou, ca să existe o mai mare posibilitate de a monitoriza pe parcursul anului în ce măsură obiectivele stabilite sunt realizate. Dacă ele sunt realizate, atunci funcționarul public poate să fie promovat. Dacă ele nu sunt realizate și sunt îndeplinite nesatisfăcător, el poate fi eliberat din funcție. Totodată vom unifica două procese paralele care există astăzi în sistemul nostru public. Pe de o parte avem evaluarea performanțelor pe legea 158, pe de altă parte avem evaluarea performanțelor pe legea 270. Prima ține de avansarea în carieră, a doua ține de sporuri de performanță trimestriale de 10%. În esență, sunt același lucru, dublat, cu consecințe diferite. Ca urmare a acestei schimbări care îi propunem, ele vor fi comasate. Cu alte cuvinte, odată în jumătate de an, funcționarul va fi evaluat, promovat sau concediat și dacă așa a făcut lucru satisfăcător, bine sau foarte bine, în același timp recompensat cu un spor pentru performanță. O altă schimbare ține de prevederile legate de vârsta până la care funcționarii publici pot ocupa funcții de conducere. Astăzi lucrul ăsta este posibil până la 68 de ani, deși codul muncii stabilește că după 65 de ani funcții de conducere, în general, persoanele pot fi eliberate. Noi considerăm că și în cazul funcționarilor publici ar fi cazul ca funcții de conducere să poată să fie deținute doar până la 65 de ani, deci 2 ani după pensionare, urmând ca ulterior acesta să poată să activeze mai departe în funcții de execuție, oferind șansa și pentru generația mai tânără să acceadă în funcțiile de conducere. Astăzi avem foarte multe contracte semnate pe 5 ani de zile, deci până la 68 de ani pentru asemenea funcții și credem că nu este o practică productivă. În același timp, introducem un nou tip de abatere disciplinară, dacă doriți, care ține de îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor. Respectiv, dacă în mod repetat cineva nu își îndeplinește sarcinile de serviciu, el poate să fie sancționat disciplinar de către Comisia de Disciplină, în cazul în care acele abateri, într-adevăr, sunt semnificative și aduc prejudiciu bunii funcționări a instituției. Astea fiind spuse, considerăm aceste măsuri importante, necesare, cu siguranță vor fi discuții în societate pe marginea propunerilor respective. Noi suntem dispuși să avem o discuție largă cu toate părțile implicate, și cu sindicatele, și cu patronatele, și cu reprezentanții funcționarilor publici, dar de principiu credem că este important să fim cu toții mai productivi, să muncim, avem nevoie de dezvoltare, de creștere economică și de condiții mai prielnice pentru business și desfășoarea activitatea, să creeze locuri de muncă și să aducă valoare adăugată în economie, pentru că fără toate aceste lucruri nu vom plăti nici pensii mai mari, nici salarii mai mari, nici alocații pentru persoane nevoiași. Și ele sunt toate interconectate și trebuie să avem și o politică corectă în raport cu cei care plătesc impozite la stat și creează locuri de muncă. Vă mulțumim!